Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Prima rubrică din emisiunea noastră de astăzi o aducem în fața dumneavoastră de la Cernăuți, unde duminică s-au încheiat sărbătorile orașului prilejuite de 600 de ani de la prima atestare documentară din hrisoavele semnate de Alexandru cel Bun. Și nu pot să mulțumesc acestor oameni, acestor oameni minunați, acestor bărbați și femei, acestui minunat colectiv. Și odată, repet, noi vom fi egali cu toate celelalte naționalități conlocuitoare aici, în Bucovina. Și vom fi, ne vom simți la noi acasă. Am participat astăzi la Cernăuți, la sărbătorirea a 600 de ani de la atestarea. Sărbări foarte mari în oraș, mai multe zile, au fost investiții deosebite, multe clădiri a orașului au fost renovate cu această ocazie și s-a cheltuit mult și pentru partea aceasta de sărbare, încercându-se oarecum o deturnare a ideii inițiale că orașul era un oraș al Moldovei. Ne-am bucurat foarte mult că cei din comunitatea românească de aici, în special Fundația Limba Noastră, cea română, din Cernăuța poetului Vasile Tărățeanu, au organizat o serbare numai și numai pentru români. A fost deosebit de emoționant, au fost români din toată țara și în acest fel suntem foarte mulțumiți că și noi românii am sărbătorit Cernăuțul românesc așa cum se cuvine. Manifestarea a avut loc în fostul cinematograf Astoria, în fostul teatru evreiesc, într-o vreme actualmente teatru academic din Cernăuț. Un român în Parlamentul Ucrainei poate face multe lucruri, nu întotdeauna pot fi realizate, însă poate protesta, poate spune că existăm aici, poate cere de la Ministerul Învățământului să anuleze legea prin care de la 1 septembrie se începe ucrainizarea școlilor românești. Poate spune că orașul Cernăuț este oraș care pentru prima dată a fost menționat de către domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun. Un deputat român în Parlamentul Ucrainei poate demonstra că românii sunt inteligenți, că românii sunt cei mai buni cetățeni ai Ucrainei, dar au drepturi, le cer și le vor dobândi. Un deputat român în Ucraina poate demonstra că poate fi și președintele delegației Ucrainei la Consiliul Europei pentru a apropia Ucraina de Uniunea Europeană și de valorile europene. Un deputat din Ucraina poate fi lovit din toate părțile. Un deputat din Ucraina poate fi uitat, inclusiv de țară, inclusiv de altcineva. Însă un deputat din Ucraina, dacă este mândru și dacă știe cine l-a ales și interesele cui trebuie să se apere, întotdeauna va ști cu cine trebuie să fie alături. El întotdeauna va fi alături de populația românească din Ucraina. V-am auzit vorbind de Bruxelles și de România. Ce relație aveți la ora actuală cu Uniunea Europeană și cu România? Referitor la România, toate problemele care există astăzi sunt privite prin prisma insulei Șerpilor și șelful continental. Toți așteaptă judecata de la Haga. Referitor cu Uniunea Europeană, facem totul ca să ne apropiem de Uniunea Europeană. Însă este foarte dificil de a vorbi despre orientarea euroatlantică. Pentru în Ucraina, trebuie să spunem clar, mulți oameni nu doresc o alianță militară, nici atât în direcția Occidentului, nici atât în direcția răsăritului, pentru că mulți oameni de la noi au murit în Afganistan și în alte locuri, luptând pentru cauze străine. Noi dorim ca țara noastră, adică statul ucrainean, să fie un stat neutru, dar puternic. Dar din punct de vedere a integrării, să fie în Uniunea Europeană, în piața comună acolo. Sigur că va fi greu de obținut acest lucru. În caz contrar, Ucraina poate crăpa, pentru că partea răsăriteană și cea de sud a Ucrainei nu dorește o alianță NATO, iar partea occidentală dorește această alianță, însă și cei din Occident și cei din răsărit doresc o integrare în Uniunea Europeană. Aderarea României la Uniunea Europeană ar face ca granița între Bucovina de Nord și cea de Sus să dispară, cele două state să facă parte dintr-un stat multiplu. Câți ucraineni doresc asta și câți români de aici, din Bucovina de Nord, doresc asta? Sper că aderarea la Uniunea Europeană o doresc toți, în afară de cei care nu sunt convinși. Primul pas s-a făcut deja.
Deja funcționează euroregiunea Prutul de Sus, din care face parte atât județele Botoșani și Suceava, dar și regiunea Cernăuți. Acum, după calamitățile care au avut loc vara aceasta, cu o firmă din Occident, care are și o reprezentanță în România, prin aceeași euroregiune Prutul de Sus, încercăm să obținem de la Comisia Europeană un sistem de alarmare care ar veni de la izvoarele Prutului și Nistrului, care în caz de cooperare transfrontalieră. Eu, fiind raportorul principal al Consiliului Europei pentru anul 2007-2008 în colaborarea transfrontalieră, voi depune toate eforturile ca, cel puțin la nivelul euroregiunii Prutul de Sus, Dunărea de Jos și euroregiunea Carpatică, să fie cât mai multe colaborare, că în toate aceste zone trăiesc compact românii autohtoni. Luni dimineață, copiii grădiniței Arlechino au găsit poarta ferecată cu un lacăt și ușa sigilată. Agitație mare, părinți, copii, educatori, telefoane și după jumătate de oră de stat în frig, apare un echipaj al poliției de proximitate. Mai trece un sfert de oră și vin și polițiștii comunitari, iar după mai bine de o oră de când a fost anunțat telefonic, își face apariția primarul municipiului însoțit de șeful poliției Rădăuți. Sunteți copii, că numai dumneavoastră sunteți copii. Sunt mașini. Sunt înghețați, noi suntem înghețați. Dacă ați înghețat dumneavoastră, da, mi-te copii, nu? Într-adevăr, avem o situație nemai întâlnită. Să ajungă să blocheze ușa grădiniții, nu? Lacătul, e pus lacătul mare? Dacă vinea când erau copii în grădiniță și punea lacătul, era caz penal, sechestru. N-ai voie să sechestru. Dar au luat-o statici copii. Poftiți? Au luat-o statici copii, dacă vine în timpul grădiniței. Doamne ferește! Nu, dar ați primit vreo hârtie, înscris ceva înainte, vreo atenție mare, că astăzi se oprește. Nu. Deci, doamna Irimescu spune că nu primim nimic. Ce putem face? Trebuie să demarăm și să-l chemăm pe cel care a pus lacătele. Să vedem de ce a pus lacătele. Societatea Farmarom, mi-a scris și hârtia de la sigiliu, care a pus atunci. Nu putem intra în legătură cu ei, să vedem să... Să dea hăinuțe la copii, da? Nu hăinuțe, grădinița, domnul primar. Deci este vorba de grădinița. Noi vrem grădinița pentru copii să ne dea înapoi aia. Peste noapte să închizi grădinița. Cum e posibil ca un spațiu care a fost întotdeauna un spațiu public să ajungă spațiu privat? Deci asta e o problemă la care trebuie să răspundă alte organe abilitate ale statului. Dumneavoastră știți că eu am 3 luni de când am intrat în primărie. Dar este vreo legătură între închiderea acestei grădinițe și neterminarea grădiniței de pe Sfântul Dumitru? Eu nu cunosc acest aspect. Nu e legat una cu alta. Nu. Grădinița trebuie să funcționeze aici. Trebuie să facă protocoale, dacă trebuie să aducă actele de proprietate și așa mai departe. Eu nu știu că sunt ei proprietari. Cum au ajuns proprietari? Dar care grădiniță trebuia să mute acolo pe Sfântul Dumitru? Nu știu nici asta. Întrebați cadrele didactice. Nu se poate distruge lacul tot timpul că nu cunoaștem care sunt clauzele contractuale. Este un contract, este un drept de proprietate la care nu poate interveni poliția să dispună cu privire la folosința, la dreptul de folosință a unui imobil. E exclus așa ceva. Până nu verificăm, până nu cunoaștem, este proprietatea cuiva. Deci până, iar nu poliția să atingă deocamdată să știa cu cine. N-avem voie să vă au notificat cumva că vor face asemenea gest? Nu am cunoștință de acest lucru. Eu sunt de 3 luni în primărie. Sunt multe nereguli, e curtea de conturi de o lună jumătate în primărie, vom vedea, vom analiza. Am discutat secretarului să verifice actele. Cheia secretă, ia. Cheia magică. Aia? Ai luat-o oficial sau... Oficial. Oficial v-a dat-o, da? Nu mai e lucruri oficiale cu așa. Asta valabil până când, până mâine dimineață. Nu știu, deocamdată... Mai ne găsim al lanț. Trebuie să de la poliție asta. Trebuie să vină, nu? Domnul Crap, cum procedăm aici? Dar de ce nu a venit și un... Proprietarul. Dumnezeu abia acum ai venit la serici. Așa a zis. Dar cine a sigilat? Și noi trebuia... Nu știu, l-am întrebat. Au rămas să discut domnul secretar. Domnul Miron a spus să iau de la Farmarom. De la farmacia din cer. Domnul Miron cine e? Executorul judecătorul Miron. El e proprietarul sau executorul? Am înțeles că el e proprietarul. Aveți grijă să nu faceți. Da, da, da. Dacă era ștampila de la... Să duc eu. Am voi?
Dar e sigilul, dar nu e sigilul. Ștampila de la firmă, vă dați cheia. A fost făcut vreo notificare de către această societate, către primărie? Nu. Privind acțiunea de astăzi? Domnul Miron ne-a dat telefon, eu înainte de a merge în concediu, să-i plătească chiria și utilități la grădiniță. Și atunci am legătură cu doamna Mare. Doamna Natalie, ești ordonator de cred, te plătește omul ca să puteți continua activitatea. Motivul dumnealui vrea să recupereze clădirea. Este un proprietar care a cumpărat de la domnul Plămadă. El a spus că nu vrea să mai lase clădirea și numai la rugămintea mea de nenumărate ori a acceptat ca să mai lase un an până se termină clădirea care o construiesc dumneavoastră. Fosta casa tineretului a fost înstrăinată mai de mult și devenită proprietate privată, a derulat un contract de închiriere cu grădinița Arlechino. La două străzi distanță, pe strada Sfântul Dumitru, se construiește o nouă grădiniță cu o capacitate mult mai mare, ce trebuia să deservească un număr de 200 de copii, începând cu data de 1 octombrie. Deși primarul și secretarul neagă că ar fi luat la cunoștință de vreo înștiințare privind închiderea acestei grădinițe, de la purtătorul de cuvânt al societății PharmaRom, proprietara de drept a clădirii, am aflat altceva. Subscrisa SC PharmaRom SRL cu sediul municipiului Rădăuți, strada Grădinicerului, numărul 12, scara D, apartament 61, județul Suceava. În legătură cu incidentul creat în ziua de 6 octombrie 2008, vă comunicăm următoarele. Suntem proprietarii imobilului situat în Rădăuți, strada 1 mai, numărul 64, județul Suceava, imobil dobândit în baza unui contract de vânzare-cumpărare. La data de 1 iulie 2008 a expirat contractul de închiriere pentru spațiul ocupat de grădiniță, iar reprezentanții primăriei nu au solicitat prelungirea contractului. Prin notificarea numărul 64 din 16 ianuarie 2008, comunicată primăriei municipiului Rădăuți la data de 17 ianuarie 2008, cu dovada de comunicare numărul 64 din 17 ianuarie 2008, li s-a pus în vedere ca în termen de 8 zile să evacueze spațiul, întrucând, începând cu data de 1 octombrie 2008, urmează să fie supus unei reparații capitale. Nu înțelegem lipsa de interes manifestată de conducerea primăriei municipiului Rădăuți, în condițiile în care noi am dat dovadă de bună credință, chiria lunară de 1000 RON fără TVA nu acoperă nici măcar contravaloarea impozitelor ce le achităm pentru imobilul mai sus menționat. Mai mult decât atât, toate utilitățile au fost achitate de către SC PharmaRom SRL Rădăuți. Implicarea organelor de poliție la solicitarea primăriei municipiului Rădăuți în rezolvarea acestei situații ne face să înțelegem lipsa capacității conducerii acestei instituții de a înțelege o situație de drept prin care, în fapt, se ocupă abuziv un imobil, proprietatea privată a unei societăți, cât și disprețul acesteia față de contribuabilul rădăuțean. Reprezentanții PharmaRom împărtășesc suferința părinților copiilor din această grădiniță, cât și a cadrelor didactice, și numai pentru acest lucru au fost de acord să deblocheze această situație. Tot primarul susține că între grădinița care se construiește pe strada Sfântul Dumitru și grădinița Arlechino nu există nicio legătură, numai că dacă SC Mega Construct și-ar fi primit la timp banii, copiii care stăteau luni în stradă ar fi învățat într-o grădiniță nouă. Una peste alta, secretarul primăriei aduce cheia și copiii intră în grădiniță. Proprietarul PharmaRom mai închide odată ochii față de contractul expirat la 1 iulie și Mega Construct are de primit 7 miliarde pentru lucrări deja executate la o grădiniță ce trebuia să funcționeze până acum. După cum merg lucrurile, am înțeles că grădinița avea un nume predestinat unui sistem în care lipsa de comunicare se răsfrânge asupra copiilor nevinovați. Deși campania electorală nu a început, Partidul Social-Democrat din zona Rădăuți a ținut să facă primul pas în prezentarea candidaților pentru Parlamentul României. Nu suntem prima formațiune politică care vine în fața noastră, în fața electoratului, alegătorului, cetățeanului, cu formula de propunere pentru alegerile din noiembrie anul acesta. Sigur, Colegiul Rădăuți, care se întinde de la Ulma și până la Dumrăveni, de la Arbore și până la Mușenița, ca mărime este al doilea colegiu, ca suprafață, din județul Suceava.
cu un număr de 152.000 aproape de alegători, iar în calculele Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Suceava, vreau să vă spun că toate cele patru colegii de unul de senat și trei de deputați sunt luate ca fiind colegii eligibile. De aceea, formula pe care o vedeți dumneavoastră astăzi aici și cu Eugen Bejenaru, pe care de altfel îl cunoașteți, dânsul este în Parlament astăzi, ne-am propus să facem tot posibilul ca cele patru colegii să fie câștigate de Partidul Social Democrat. Câteva cuvinte despre mine. Am să mă prezint mai detaliat în timpul campaniei. Nu sunt străin de aceste locuri. M-am născut în Todirești. Bunicul și tatăl meu sunt din Arbure. Am făcut armata un an și 8 luni în Rădăuți. Sunt de-al locului. Am rude în Prăhăuți, rude ale soției. Soția mea este din Arbure. Mă consider ca fiind din această comunitate și experiența pe care am avut-o în administrația județeană, cea de 2 mandate de consilier județean, mă face să cunosc problemele cu care se confruntă această parte de nord a județului și în viitorul Parlament voi face tot posibilul ca ele să devină cât mai puține acele nevoi ale cetățeanului. Adică să fie, să le schimbăm și să devină cât mai puține nevoi. Să ne aducem un aport împreună cu colegii mei pentru a rezolva parte și bună parte din ele. Observam, până acum, porta vocea mea sau conferințele de presă mi le-am ținut în cadrul organizației județene Suceava, fiind de altfel și secretarul executiv a organizației. Am punctat anumite probleme cu care se confruntă această zonă și una dintre cele mai grave fiind chiar din acest an, în urma inundațiilor care au avut loc în această zonă, și consider că prin ceea ce am, prin strigătul meu din plenul Consiliului, din conferințele de presă, lucrurile încep să se miște, dar nu cu atâta rapiditate cu cât au fost promise înainte sau în timpul campaniei alegerilor locale și nu așa cum ar trebui, normal, cum ar trebui să se producă cu acea rapiditate. O să vă spun câteva gânduri ale mele înainte de a face o biografie a mea ca și om al locului, aș putea, ca om născut în comuna Valea Moldovei, de lângă capul câmpului, bucovinean, jet de jet, și ce m-a împins să vin înspre acest colegiu. În primul rând vreau să vă spun că soția mea este născută în localitatea Solca, practic în colegiul pe care eu mi l-am ales. În al doilea rând vreau să vă informez pe dumneavoastră aici, în acest cadru, că eu în 1986, pentru prima dată în România, am introdus lucrările de cadastru pe cale fotogrametrică după un program conceput de propria mea persoană, în ceea ce privește localitățile Vicovul de Sus, Bilca, Gălănești și Vicovul de Jos. Am măsurat tot ce înseamnă terenuri în această zonă și am identificat tot ce înseamnă terenuri în această zonă. Mai târziu, după legea 18 din 1991, de această zonă m-am ocupat de retrocedarea terenurilor între 91 și 94. Deci m-am ocupat de această zonă și cunosc foarte bine specificul local din această zonă. Vreau să vă spun că sunt născut în această comună în 1952, respectiv comuna Valea Moldovei, după care școala generală am urmat-o în această comună, liceul la Suceava, Petru Rareș, și apoi facultatea de geodezie la București, pe care am finalizat-o în 1977. Practic, sunt 31 de ani de când lucrez și muncesc în acest județ. Facultatea n-am terminat-o ca și ultimul om, vreau să vă spun că am terminat-o facultatea ca șef de promoție. Pe timpul respectiv am avut 3 ani de zile bursă republicană, pentru că nevoia era de așa manieră a familiei mele, nu avea o susținere deosebită, tatăl meu
a fost Ferrar Potcovar, mama e membră CAP cum era atunci, și posibilitățile pentru că am două surori erau mai mici, a trebuit să învăț și mi-a și plăcut această profesie. Mai târziu am devenit expert tehnic judiciar al Ministerului Justiției, aproape de 30 de ani fac expertize, sunt expert anevar, sunt expert CECAR al Corpului Contabililor și Experților din România. În același timp sunt persoană fizică autorizată în domeniul geodeziei, cadastrului, fotogrametriei. În acest timp, sau în acest interval de timp, am ocupat mai multe funcții. Am lucrat la Centrul Județean de Proiectări, deci înainte așa se numea, până în 1990, după aceea din 1991 s-a numit SC Proiect Bucovina, după această dată, după 1991, până în 2000 am lucrat ca și consilier pe rând, șef de birou, șef de serviciu, cadastru imobiliar edilitar, în cadrul Consiliului Județean. Din 2000 și până în 2005 am fost directorul Oficiului Județean de Cadastru Suceava. Iar actualmente, din 2005, sunt directorul general al firmei SC Vareso Prot SRL, o firmă de proiectare și cadastru, care are aproximativ 80 de oameni și în ceea ce privește dotarea acestei firme este la nivel european, pentru că am primele stații GPS de pe o firmă privată, GPS, am un birou aici la Rădăuț, care este între Parohia Romano-Catolică și Școala Generală numărul 4, care funcționează aici pentru oamenii din zona aceasta. Am un birou la Suceava, acolo e grosul unde facem tot felul de proiecte și vreau să vă informez aici, în acest cadru, pentru că aș vrea să fiu chiar lipsit de modestie, să arăt faptul că am participat și la o serie de proiecte în orașul dumneavoastră Rădăuț. Un proiect este studiul de fezabilitate privind modernizarea străzilor comunale de aproape 35 de kilometri, proiect aprobat, rețineți, de către ADR-ul Piatra Neamț, Agenția Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamț. Se găsește pe masa de finanțare și urmând să se pună în operă, respectiv să facă PTO, proiectul tehnic, detalii de execuție, caietul de sarcini. Deci este aprobat. Și nu mai vorbesc de grădina zoologică, iar alt proiect care este la ora actuală în derulare și nu numai aici, în acest oraș. Aș putea să spun că fiecare localitate din acest colegiu este legată de numele și de activitatea pe care am prestat-o în atâția ani. Mă refer începând de la Marginea, unde am proiectat un drum, mă refer la Horodnic, unde am făcut foarte multe proiecte parcelare pentru împărțirea domeniului privat, mă refer aici la Vicovul de Sus, Vicovul de Jos, Brodina, spre exemplu la Brodina, la ora actuală, avem un proiect privind studiul de stabilitate pentru un proiect integrat pentru accesarea fondurilor europene, privind canalizarea și alimentarea cu apă în această localitate. Și nu numai, ar fi foarte multe de spus despre acest colegiu. Mă bucur să am oportunitatea aceasta să mă pot exprima prin mass media din Rădăuț și nu numai, și împrejurimile Rădăuțului și a Sucevei, pentru a vă declara că atât organizația municipală cât și cea județeană m-a ales și m-a propus la Congresul PSD-ului din 27 septembrie an curent să candidez pe colegiul uninominal din Rădăuț. Vreau să mă explic aici, pentru că alături de mine sunt colegii mei, ce înseamnă colegiul de Rădăuț. Deci, în primul rând, cuprinde următoarele localități. Municipiul Rădăuț, orașul Milișăuț, comunele Iaslovăț, Arbore, Bura, Burla, Voluvăț, Orodnic de Jos, Rătăuții Vechi și Satul Mare. Acesta este colegiul de Rădăuț, unde voi activa ca în calitate de candidat a Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator. Ce m-a determinat să accept această candidatură? În primul rând, fără să nu fie spre laudă mie,
experiența administrativă, așa cum arăta și doamna profesor, pe care o am avut-o timp de 12 ani de zile sau 3 legislaturi în municipiul Rădăuț. În al doilea rând, am gândit că e bine să fiu cel care să transmit doleanțele, problemele și necazurile oamenilor din această zonă spre județ, spre centru și nu numai să le transmit și să mă implic, pentru că nu sunt lipsit de modestie, dar cunosc foarte bine realitățile timpurilor noastre. Eu n-am să promit nimic aici, decât că ceea ce s-a realizat în municipiul Rădăuț în cele 3 legislaturi sunt vizibile, ceea ce unii promit sau au promis că vor face proiecte în Rădăuț ar fi fost implementate și, bineînțeles, va ajuta atât comunitatea din Rădăuț cât și din colegiul pe care unde să candidez, cu câteva proiecte mai importante la care mă gândesc să pun umărul în Parlamentul României. Ar fi, în primul rând, dezvoltarea și continuarea infrastructurii, atât municipale, cât în orașul Mirișăuț, cât și a comunilor. Am avut ocazia să văd diferite țări din Uniunea Europeană, la care, pur și simplu, trebuie să cuplăm și noi, întrucât suntem la 100 de ani distanță de Uniunea Europeană, din punct de vedere al dezvoltării utilităților și a serviciilor pentru populație. Și în acest spirit, dacă până acum vorbeam pe un teren aproape descoperit, iată că putem să accesăm fonduri, bineînțeles cu europene, fonduri structurale, prin acele proiecte și programe care trebuiesc începute, continuate, definitivate și, bineînțeles, implementate. O altă latră pe care eu am să pun accent fără să mă refer la oferta noastră electorală și nici nu-i cazul să ne referim încă, este aceea de a asculta și a rezolva problemele oamenilor mai necăjiți, pentru că acești oameni nu sunt ascultați nici de autorități, mă vorbesc de toate felurile, dar nici nu au posibilitate cu ei să se adreseze. Mi-am propus, dacă voi fi reprezentantul lor, să notez din fiecare localitate ce probleme strigente sunt pentru oameni și cu ajutorul compartimentelor și a organizării noastre structurale, care este deja în țara noastră, să intervin pentru rezolvarea lor. Mai mult decât atât, vreau să iau una, două probleme mai importante din fiecare localitate pentru a mă implica în rezolvarea lor, astfel, la sfârșitul unui mandat de 4 ani, să pot spune, da, am pus și eu umărul pentru dezvoltarea colegiului uninominal de la Rădăuț pe formațiunea PSD, Partidul Conservator. Eu, sigur că contez pe ceea ce oamenii o să aibă încredere în mine, pentru că sunt o persoană responsabilă, sunt o persoană care știu să duc o treabă până la capăt și, dacă vreți, orașul Rădăuț a beneficiat în ultimii 8 ani de zile de niște rezultate deosebite, atât prin proiecte, cât și prin buna gospodărire, organizare și a acestei frumoase localități din Bucovina. Sigur că voi fi decent în tot ce voi face prin campanie electorală, așa cum mă cunoașteți, n-am să împroși pe nimeni cu noroi, n-am să mă dau mare decât ceea ce sunt și am să încerc să mă apropii de oameni prin bunăvoință, prin credință și prin ceea ce omul are nevoie astăzi și are nevoie de multe, pentru că omul de multe ori nu mai este ascultat, inclusiv de administrații locale, omul de multe ori nu știe în ce direcție să o ia și sigur că atunci când îi vorbești frumos și când vede în tine un sprijin moral și material, este alături de tine. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în campania electorală, pentru că și acesta a fost un criteriu pentru care am consimțit să candidez, întrucât am obținut un număr mare de voturi și de aceea voi demonstra și în continuare că nu-i voi dezamăgi în ceea ce privește prezența mea
în cel mai înalt forum politic al țării noastre, Parlamentul României. Vă mulțumesc! Weekendul acesta la Suceava, Școala Populară de Artă a găzduit ediția a treia a Festivalului Concurs Internațional de Folclor Cântecele Neamului. Astăzi, începând cu ora 14, va fi deschiderea oficială a celei de-a treia ediții a Festivalului Concurs Internațional de Folclor Cântecele Neamului. Un festival care se vrea o rampă de lansare pentru tinerii interpreți de muzică populară, elevi ai școlilor de arte din țară și reprezentanți ai comunităților românești din țări în care se mai păstrează și se continuă tradiția folclorică, respectiv Republica Moldova, Ucraina. Din păcate, cei din Serbia nu au putut să ajungă, așa că această ediție însumează un număr de 28 de concurenți din 18 județe ale țării și, cum vă spuneam, din Republica Moldova și Ucraina. Ca județ organizator avem dreptul la un număr mai mare de participanți, astfel că am înscris în concurs 3 soliști vocali și 4 soliști instrumentiști. Fiind un festival concurs, ce ați putea să ne spuneți despre premii? Da, se desfășoară pe două secțiuni, muzică vocală, muzică instrumentală, și un mare premiu, care nu știm cine îl va câștiga, ori un solist vocal sau instrumentist, și premii 1, 2, 3 pentru fiecare secțiune, mențiuni și unele premii speciale ale unor sponsori. Există o acoperire financiară a acestor premii sau primesc participanții doar câte o diplomă? Nu, toți primesc câte o diplomă de participare, dar premiile pentru un festival organizat de o școală de artă spun eu că sunt destul de substanțiale. Marele premiu 20 de milioane, premiile 1 16 milioane, 14 milioane premiile 2, 12 milioane premiile 3, 10 milioane mențiunile. Sigur, jurul are dreptul de a redistribui premiile în funcție de calitatea, de numărul și, cum vă spuneam, calitatea interpreților. Ce șanse avem noi sucevenii în a aspira la vârfurile premiilor? În primul rând, nu l-am organizat pentru a ne oferi nouă premii. Premiile vor merge acolo unde trebuie, pentru că juriul este absolut neutru, deci va juriza funcție de calitatea fiecăruia. Bun găsit, stimați telespectatori! Stop cadrul rădăuțean de astăzi a ajuns și la rubrica Invitatul emisiunii. Tema discuției noastre de astăzi va fi referitoare la turism, dar pentru asta trebuie să vă invit să vizionați un material pe care l-am realizat la Târgul de Turism 2008 la Suceava. De ce turism? De ce turismul religios? O să mai explicăm astăzi. Să nu uităm că în această toamnă se deschide în România, se deschide programul de finanțare europeană, programul regional, fonduri europene pentru turism, Planul Național de Dezvoltare Rurală, fonduri pentru turism și socotesc că este momentul să ieșim mai mult cu această activitate de turism, noi cei de aici din nordul țării, și îndemn pe toți să facă același lucru. De aceea vreau să mulțumesc bisericii în primul rând, pentru că noi am pus la cale un parteneriat pentru a promova turismul și în special turismul religios în această parte de țară. Limbajul nostru bisericesc pedurit, din toate colțurile țării, din multe colțuri ale lumii. Vor vizita aceste valori de patrimoniu național, unul trecut în evidența patrimoniului mondial, în evidență, nu în proprietate. Atunci când mergi să vizitezi pe cineva, îi duci o floare.
dacă este sănătos, chiar bolnav. Dar dacă este bolnav, îi duci un medicament. Aceste valori, mă refer la bisericile, mănăstirile, cu picturi interioare și exterioare, ca și la obiectul de arte din colecții bisericești, aceste valori suferă, sunt bolnave, îmbătrânite și au nevoie de o îngrijire permanentă, costisitoare. Resursele bisericii arhiepiscopului noastră sunt aproape inexistente, pentru că, așa cum știți, clasa politică instaurată după uciderea lui Ceaușescu refuză, cu motive mincinoase, să retrocedeze. Fondul bisericesc, resursă sigură, permanentă și acoperitoare pentru îngrijirea acestor valori de patrimoniu. Sigur, ne face o deosebită plăcere să ne aflăm astăzi la acest forum de investiții care are ca principale obiective promovarea turismului în Bucovina, a turismului religios și, de asemenea, la fel de important, promovarea produselor naturale bio-lent în Bucovina. Sigur, așa cum este cunoscut, Bucovina are un potențial turistic deosebit, are un potențial comercial deosebit și când mă gândesc la potențialul turistic, trebuie să menționăm aici inestimabilul patrimoniu cultural format din locașuri de cult care sunt foarte apreciate și care vorbesc despre istoria acestor locuri. De asemenea, avem un potențial turistic deosebit format din turismul comercial și agroturism. Așa cum se știe, această zonă a țării, Bucovina, cunoaște în ultima perioadă o dinamică de dezvoltare și aici au loc foarte multe investiții în ultimul timp. De aceea, în calitate de primar al municipiului Suceava, suntem convinși că pentru a dezvolta turismul, pentru a dezvolta economia în această zonă a țării, este necesar, în primul rând, să reabilităm infrastructura, lucru care se întâmplă astăzi în municipiul Suceava, reabilităm infrastructura subterană și subterană. Așa cum se știe, orașul astăzi este un mic șantier și va fi și mai mare în perioada următoare. Noi tot vorbim în România de potențialul pe care îl are dezvoltarea turismului, o țară care are tot ce îi trebuie, munte, dealuri, câmpie, mare, oameni minunați, o țară însă care, din turism, nu reușește să obțină veniturile pe care oamenii au nevoie pentru o viață mai bună. De aceea, România are nevoie de o politică clară pentru dezvoltarea turismului. Avem nevoie de un minister al turismului. Toate țările care au turism au o politică clară privind dezvoltarea turismului și avem această minunăție aici, în Bucovina, pe care alții nu o au. Este legată de superbele mănăstiri. De aceea, nu pot decât să felicit inițiativa președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a înalt preasfinției sale prime, arhiepiscopul, a tuturor celor care pot face ceva pentru ca turismul religios, această temă extraordinară, să devină într-adevăr aici un izvor nu numai de înnobilare spirituală a oamenilor care vor veni aici, dar și un izvor de venituri atât pentru locuitorii Bucovinei, cât și sunt convins că această infrastructură incredibilă, mănăstirile, bisericile din Bucovina, să poată primi sprijinul necesar pentru a dăinui veșnic.
Am fost la Târgu de Turism 2008 la Suceava și m-am întors cu un gust amar. M-am întors cu rușinea de a fi rădăuțean, cu rușinea omului care a văzut că standul care reprezintă orașul nostru este un stand sărăcăcios, o masă cu câteva strachine de colibaba. Iată de ce am decis ca în emisiunea noastră de astăzi să vorbim despre turismul adevărat și pentru asta e nevoie de un expert în turism. Cătălin Budnariu, bine ai venit în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Ne-am întâlnit la Târgu de Turism. Cum ți s-a părut standul Rădăuțului? Ca să luăm de la început. Ca să pot să-mi spun părerea despre un stand, trebuie ca întâi să-l văd. Nu mi s-a părut că ar fi existat un stand al Rădăuțului, decât un nume pus pe niște pereți unde scria orașul Rădăuți. Am spus că mi-a fost rușine că sunt rădăuțean, mi-a fost rușine pentru că am văzut nu comune și nu sate mult mai bine reprezentate la Târgul de Turism, ci societăți comerciale care s-au prezentat mai bine decât orașul Rădăuț, care este municipiu și supranumit Perla a Bucovinei, centru turistic de unde ca să pleci la Putna, la Sucevița, trebuie mereu să te întorci prin Rădăuți. Consider că nu se face nimic pentru turismul rădăuțean și vreau să întreb un specialist ce ar trebui făcut și de unde ar trebui plecat pentru ca turismul rădăuțean să existe, să existe într-un circuit turistic și oamenii să știe că aici în Rădăuți există ceva de văzut, nu doar ceramica de colibaba. Nu vreau să subminez faptul că ceramica de colibaba reprezintă ceva pentru Rădăuți și să spun că e puțin lucru reprezentat de această ceramică. Dar avem atât de multe alte lucruri de arătat turistului care calcă în nordul Bucovinei. Cred că este bine să începem prin a identifica unele probleme într-un mod pertinent. Probleme care există la nivel național, dar care există și în Rădăuți. Probabil sunt mai multe, eu m-am gândit acum doar la trei. În primul rând este vorba despre infrastructura care este încă foarte deficitară. O să vă dau un exemplu concret, podul de la Marginea, pod care a creat foarte multe probleme turismului din zonă. Hotelul pe care îl conduc a avut mult de suferit, mulți tur operatori și-au anulat grupurile, pentru că ocolul propus este foarte dificil, au existat foarte multe reclamații și plângeri din partea turiștilor străini, autocarul se deplasează foarte greu pe acea rută ocolitoare. Pe lângă drumul și podul în cauză, vă dau un exemplu de astăzi, nu este apă în Rădăuți. Vă imaginați într-un hotel cu 5 etaje, ce înseamnă lipsa apei pe o perioadă de câteva ore. După aceea, o altă problemă la care m-am gândit este o chestiune legată de educația în turism, de școala care ar trebui să se facă în turism și care nu mai există decât cu numele, decât ca și profil la care foarte mulți elevi se înscriu în clasa noua, dar care s-a rupt total de realitate, de realitatea practică. Și care... Există în Rădăuți școli care au clasă pentru alimentație publică, pentru, să spunem, sub diviziunele turismului. Ba chiar mai mult, în emisiunea locală de săptămâna trecută, v-am întâlnit într-un seminar care avea ca temă turismul, printre altele, la Colegiul Național Eudoxiu Hurunzachi. Și am auzit acolo cum ați spus că v-ați pus la dispoziția acestor școli cu știința, cu hotelul, pentru a putea elevii să vină aici în practică, să învețe cum se face alimentație publică adevărată și turism la un nivel cerut astăzi de Uniunea Europeană și la un nivel al exigențelor. Spuneți-ne încă o dată ce ați spus acolo. Câți au venit pe aici să vă ceară ajutorul?
Propunerea despre care am vorbit atunci și care rămâne deschisă și în continuare, mă adresez în primul rând directorilor de licee, profesorilor care predau la clase de turism, și anume hotelul nostru, bineînțeles nu pretindem că noi suntem cei mai buni din zonă, dar cel puțin are porțile deschise pentru toți cei care doresc să facă practică în mod organizat. Am propus acest lucru școlilor din Rădăuți cu profil de turism, mai concret acea practică inclusă în programa școlară să fie făcută la hotelul nostru, în bucătăria noastră sau nu neapărat în bucătărie, poate fi și restaurant sau partea de cazare. Din păcate nu am avut nicio reacție. O singură oră deschisă a fost făcută imediat după deschiderea hotelului cu mai bine de un an, iar de atunci n-am mai fost contactați deloc, din păcate. Asta mi se pare puțin și sună a lipsă de dorință, lipsă de interes, atâta vreme cât oferta era și gratuită, nu? Evident, oferta este gratuită. Hotelul are un interes destul de mic, nici nu este foarte realizabil. Gândiți-vă că practica presupune să ai grijă de cineva, să înveți pe cineva meserie, să o iei de la zero, presupune un efort din partea noastră. Dar o facem din două motive. Unul, nu vi-l ascund, este cel economic, pentru că sperăm ca măcar unul dintre practicanți să rămână și să lucreze, de pildă, pe perioada vacanței de vară sau, de ce nu, după terminarea liceului în hotelul nostru. Iar alt motiv este implicarea noastră în viața comunității din Rădăuți și încercăm și noi să avem contribuții, dacă se poate. Am pomenit de infrastructură ca una din problemele turismului rădăuțean, am pomenit de lipsa de educație în acest sens și mergem mai departe. Ce ar lipsi turismului rădăuțean și ce anume ar trebui promovat turismului din turismul rădăuțean? Îmi aduc aminte chiar că într-o discuție cu membrii administrației locale din mandatul trecut, propuneam ca, de pildă, la Parcul Zoo, care aud că s-ar putea să se desființeze, și un altul mai jos în țară, undeva pe la Bacău, abia cred că mai există, să existe o promovare a acestui parc. Eu, ca nespecialist în turism, dar spuneam că fiecare cetățean care intră în această zonă ar putea să ia cunoștință, avem un parc zoo. Printr-un banner foarte mare la intrare, așa cum sunt acele reclame publicitare, ar putea să fie făcută o reclamă și pentru acest parc. O rejuvenare a acestui parc ar fi, bineînțeles, binevenită și s-ar putea face cu fonduri din afară, pentru că e simplu să strici ceva, dar e foarte greu să construiești de la zero acel ceva. Până și pancarta care există acum la intrarea în Parcul Zoo o consider un kitsch, o pictură naivă. Nu este ceva care pe mine ca turist să mă ademenească. Nu există un pliant a orașului Rădăuți, nu există un DVD despre orașul Rădăuți. Sunt prea puține numere dintr-un catalog care s-a tipărit despre Rădăuți, care probabil se vând și destul de scump și inaccesibil pentru orice turist. De unde trebuie să înceapă omul care vrea să facă turism la Rădăuți? Este vorba despre problema numărul 3 pe care am vrut să o punctez, și anume un concept comun de promovare a zonei respective. Bineînțeles, totul pleacă de la nivel național, este vorba în primul rând despre promovarea României în străinătate, după care avem promovările regionale, aici pot să amintesc promovarea pe care o face Asociația de Turism Bucovina pentru toate locațiile din regiunea Bucovinei, și în final este vorba despre promovarea orașului respectiv sau, cum ați văzut la târg, chiar a unor comune și sate foarte mici. Această promovare trebuie să fie una unitară, trebuie să existe un concept de promovare. Dacă este vorba despre Rădăuți, această promovare ar trebui să includă highlight-urile sau punctele principale de atracție ale orașului, ceea ce face orașul Rădăuți să fie unic
în Bucovina și în România. S-a amintit, s-a vorbit acum despre Parcul Zoologic Rădăuți. Îmi permit să fac o glumă, dacă acea pancardă ar fi fost o pictură naivă, cu adevărat ar fi fost de valoare, dar din păcate nici măcar naivă nu este. Bineînțeles, Parcul Zoologic este unul dintre obiectivele care ar trebui neapărat incluse în promovarea Rădăuțiului, pe lângă monumentele existente deja. Nu sunteți rădăuțean, dar după 2 ani de zile de stat în Rădăuți, pot să vă întreb care sunt valorile rădăuțene care ar trebui promovate. Și nu ați amintit despre o promovare nu atât în târguri și prin broșuri, cât pe internet, pentru că astăzi cea mai valoroasă promovare mi se pare promovarea online. La seminarul la care am asistat săptămâna trecută la Liceul Hurmuzachi, unde am fost și invitat ca vorbitor, am avut ocazia să văd 2 prezentări făcute de elevi de liceu, promovări ale turismului din Bucovina, inclusiv ale orașului Rădăuți, făcute de către niște elevi care n-au participat la nicio ședință a Consiliului Local sau a Consiliului Județean, care habar nu aveau de turism și de legile care guvernează acest domeniu economic. Au fost niște prezentări făcute din bun simț și au punctat cele mai reale probleme pe care le are turismul în Bucovina, inclusiv în Rădăuți. Au reușit să împartă zonele în regiuni de interes, lucru pe care nu l-a făcut încă nimeni foarte clar la un nivel mai înalt. În paranteză fie spus, acum Consiliul Județean s-a hotărât să se implice în direcții de dezvoltare a turismului, într-adevăr, dar acești elevi... Chiar vorbim despre turismul religios, ceva nou. Cred eu că nou. Da, este probabil o accentuare a turismului care se practică deja în Bucovina și unde Rădăuțiul are un rol foarte important de jucat. M-ați întrebat, mi-a spus adineaur că nu sunt rădăuțean, ceea ce este adevărat. Locuiesc doar de 2 ani aici, însă aș putea să menționez câteva obiective care ar putea face parte cu succes din acest concept de promovare a orașului Rădăuți, concept din care, evident, partea religioasă este foarte importantă. Evident, este vorba despre Mănăstirea Bogdana, dar este vorba și despre moștenirea culturală religioasă care atrage foarte mulți turiști. O bună parte din turiștii pe care îi avem în hotel, și vorbesc despre autocare, despre grupuri întregi, nu vorbesc despre turiști individuali, vin tocmai pentru această latură religioasă, fie că este ortodoxă, fie că este vorba despre o altă confesiune. Pe lângă acestea, ați menționat Parcul Zoologic, este vorba despre muzeu, este vorba despre ateliere meșteșugărești care ar putea fi puse în valoare. Categoric, Rădăuțiul are un potențial turistic imens și el așteaptă doar să fie valorificat. Singurul oraș din Europa în care trenul trece prin mijlocul orașului și cred că al doilea de pe glob în care cimitirul este tăiat în două de linia ferată. Și la aceasta s-ar mai adăuga multe, multe alte valori pe care le avem, dar care, din păcate, nu sunt promovate. Aș întreba dacă generația care va veni, dacă noi cei de astăzi nu facem nimic, generația care va veni, spuneați de tineri, va fi în măsură să promoveze turismul mai bine decât noi. Categoric da, am încredere foarte mare în această generație și de când sunt la Rădăuți, cum v-am spus de un timp relativ scurt, am asistat la câteva situații care m-au uimit. Mi-aduc aminte de ultima ediție a bursei Nicodemus, în care unul dintre subiecte a fost chiar realizarea unui brand, unei imagini a orașului Rădăuți. Mi-aduc aminte de câștigătorul acestei secțiuni, care a fost capabil să realizeze într-o grafică foarte bună, după părerea mea, elementele cheie. Un logo.
Exact, un logo, un simbol care ar putea deveni cu succes simbolul orașului Rădăuți. Dacă nu va fi luat el în considerare, se poate organiza o altă sesiune, dar acest lucru trebuie făcut neapărat. Pe lângă emblema istorică a orașului, trebuie să ne gândim la mijloace moderne de promovare a acestei regiuni. Domnule Cătălin, de ce credeți că până acum turismul rădăuțean nu a fost promovat? De ce credeți că reprezentarea la târgul de turism a fost atât de slabă? De ce credeți că nu există interes în promovare? Să fie de vină cheltuielile foarte mari în acest domeniu, costurile de promovare, sau, de ce să nu spunem, lipsa de dorință în a face așa ceva? Situația din orașul Rădăuți în urmă cu câțiva ani nu o cunosc foarte bine, dar haideți să presupunem că tot ce a fost în trecut au fost probleme pe care orașul le-a avut, probleme mai importante care au avut prioritate, dar cred că la ora actuală orașul beneficiază de tot ce are nevoie pentru a ieși în lume, pentru a se arăta. Cât privește participarea la târguri, exemplul din acest sfârșit de săptămână este unul minor, pentru că a fost un târg regional, un târg zonal. Ar fi fost un bun exercițiu pentru Rădăuți să înceapă. Un târg regional, zonal, la care au participat ucrainieni, austrieci, nemți, la care cred că era acest târg pentru noi o rampă de lansare. Ar fi fost atât o rampă de lansare, cât și un exercițiu foarte bun, pentru că târgurile la nivel național și, de ce nu, la nivel internațional sunt mult mai pretențioase, iar participarea este condiționată de o serie de factori. Dar cred că va putea participa de acum încolo. Este nevoie să înțelegem două lucruri ca să participăm la un târg. Pentru că dacă nu le înțelegem, mai bine rămânem acasă și facem ceea ce am făcut până acum. În primul rând, există două elemente principale în participarea la târg. Unul este un element simbolic, aceea de a fi prezent, de a arăta lumii că existi, că există Rădăuți, că există, de a fi pe piață, sigur că da. Și această participare trebuie să fie constantă la toate edițiile târgurilor respective, pentru a confirma prezența pe piață și pentru a confirma încrederea pe care oamenii, cei din exterior, o au în locația respectivă. De asemenea, în momentul în care turiștii se vor afla în Bucovina și vor auzi Rădăuți, se vor gândi automat la ceva frumos. În momentul de față, atunci când aud Rădăuți, nu se gândesc la nimic, pentru că nu au auzit de el. Iar al doilea lucru este elementul economic. Este vorba despre atragerea investitorilor, despre semnarea de contracte. Aici se referă mai mult la agenți economici. Un oraș, participarea unui oraș la un târg, trebuie pur și simplu să atragă vizitatori. Pentru noi, ca și societate comercială, evident, acea latură economică este și ea foarte importantă, dar partea de simbol, prezența la târg, este totuși mai importantă. Pentru că acele contracte, acele relații economice se pot dezvolta și în timp, nu neapărat la târg. Bun, am aflat care e situația, am aflat ce se poate face și ar mai trebui la final să precizăm cine. Cine ar trebui să facă toate astea? Pentru că dacă fiecare o aruncă de pe unul pe altul, va rămâne la fel. Da, am înțeles foarte bine întrebarea și mă bucur că a venit. Pot să vă dau exemple ale multor regiuni turistice din lume, din Europa, la mai multe nivele, fie că este vorba despre turism montan, fie că este vorba despre turism de litoral sau de oraș, toate se bazează pe un parteneriat public-privat. Pe de o parte, avem acele asociații de turism regionale, în cazul de față avem Asociația de Turism Bucovina, dar care înglobează alte asociații mai mici care sunt la bază și care se ocupă direct de nevoile membrilor lor, care sunt unitățile economice, pensiuni, da, cluburi, restaurante, hoteluri și așa mai departe, cum ar fi Asociația de Turism Sucevița. Ați văzut la târg Asociația de Turism Vama,
La fel de bine. Sigur că da. Acestea sunt comune, exact, care înglobează toate unitățile turistice sau cu potențial turistic din zona respectivă. La fel ar trebui să existe o asociație de turism Rădăuți care să aibă ca membri hoteluri, pensiuni, restaurante, ateliere meșteșugărești, parcul zoologic și celelalte elemente care sunt de atracție turistică. Împreună ar fi un prim pas. Această asociație ar trebui să fie într-un parteneriat foarte strâns cu municipalitatea, cu Consiliul Local, cu administrația locală. Exact. Pentru că participarea la târguri, promovarea regională nu se poate face doar la nivel privat. Ar fi mult prea scumpă și forța pe care o au unitățile individuale nu este suficient de mare. Întotdeauna au nevoie de umbrela administrației locale, plus că este vorba despre fonduri care pot fi câștigate tocmai pentru a promova aceste regiuni turistice. Vă rog să mă credeți, eu particip de câțiva ani, mai mult ca vizitator sau ca vizitator cu diferite atribuții la târguri de turism din țară și foarte multe din străinătate și am fost surprins să văd cât de multe regiuni turistice mici care înglobează 3-4 pensiuni își au stand la târguri mari de turism, cum ar fi târgul de la Berlin, târgul de turism standuri de la Köln. Standuri care costă, sigur că da, dar având și pe care, evident, pensiunile respective nu și-ar putea permite să le acopere, dar având această umbrelă a promovării din partea administrației locale, altfel stau lucrurile. Da, ne oprim aici. Din păcate, timpul a expirat pentru astăzi. Sper să vă am interlocutor și altă dată. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare.